Să vă salut, dragi prieteni, să vă spun bine ați venit la o nouă sesiune ASPIR. Sunt Izabela Grosu, ca de obicei, gazda dumneavoastră pentru întâlnirile noastre online. Ioana se află lângă noi și ne ajută pentru buna desfășurare a sesiunii, care se anunță foarte interesantă, dacă judecăm după numărul de participanți înscriși și după faptul că s-a atins capacitatea noastră de hosting încă din primele zile de când am postat anunțul. Așa cum deja știți, sesiunea se focusează pe nutriție, pe dietă, bolile inflamatorii intestinale și avem onoarea de a-l avea alături de noi în această seară pe domnul dr. Răzvan Vasilescu, medic primar, diabet, nutriție, boli metabolice la Spitalul Colentina din București. Îi mulțumim foarte mult pentru că a fost de acord să-și petreacă alături de noi o oră. Sunt convinsă că aveți multe întrebări legate de ce mâncăm, de dietă, de nutriție, de multe aspecte de genul acesta legate de boli inflamatorii intestinale. Zic că timpul este foarte prețios și eu nu o să mai vorbesc, o să vă spun doar că pe parcursul sesiunii, așa cum deja bine știți, puteți adresa întrebări în direct domnului doctor, deschizându-vă microfonul, pe care de altfel vă rugăm să-l păstrați închis în timpul sesiunii, sau scriindu-ne întrebările în secțiunea de chat. Eu voi vedea întrebările noastre, le iau și le adresez domnului doctor. Așadar, domnule doctor Răzvan Vasilescu, care este subiectul, problema, ce ne spune despre bolile inflamatorii intestinale, că în continuu ne întrebăm ce mâncăm în bolile inflamatorii intestinale, ce dietă, ce minune, ce nutriție, ce recomandare ne dați? Bună seara, vă mulțumesc mult de tot de invitație și o mare plăcere și din partea mea de a fi alături de dumneavoastră, de pacienții cu boli inflamatorii intestinale. Și faptul că nu ne putem vedea fizic, uitați că reușim să ne vedem prin intermediul tehnologiei, ceea ce eu zic că poate este un câștig și în viitor va trebui să valorificăm aceste lucruri, care să luăm și partea bună din vremurile tulburi pe care le trăim. Revenind la subiect, eu vreau să spun doar câteva lucruri generale care e foarte important să rămână și de aceea la fiecare întâlnire, că noi ne-am mai întâlnit și la Colentina cu ceva timp în urmă, de mai multe ori, le repet, nu există o dietă anume, o dietă strictă pe care orice pacient diagnosticat cu boală inflamatorie intestinală trebuie să o urmeze. Dieta variază. Dieta este individuală pentru fiecare pacient, pentru că ne dorim ca la pacienții care sunt în remisiune să aibă o dietă cât se poate să se apropie de dieta persoanei fără o afecțiune în sfera digestivă. O dietă care să-i aducă aportul de micronutrienți și macronutrienți corespunzătoare vârstei, înălțimii, activității fizice, astfel încât să nu fie o problemă din acest punct de vedere. Din păcate, eu de multe ori văd că pacienții au tendința să se autolimiteze din punct de vedere al alimentației, să-și excludă anumite grupe alimentare. În ideea, domne, fac parte din alimentele care teoretic pe listă sunt alimentele care pot să-mi producă simptome neplăcute sau să-mi, Doamne ferește, să ajung la o activare a bolii și atunci, din start, nu încearcă să și le introducă în alimentație și inevitabil vor avea și ca urmare a acestui fapt un deficit de micronutrienți, pentru că atunci când vorbim de regim, trebuie să înțelegem că există partea calorică și partea nutrițională a dietei, pentru că pot să mănânc mult și prost, adică pot să mănânc caloric mult și pot să ajung la creștere ponderală, suprapondere, obezitate și cu deficit de micronutrienți, de minerale și vitamine. De aceea trebuie să concep o dietă atât din punct de vedere caloric, cât și din punct de vedere al aportului de micronutrienți. Atunci putem vorbi de o dietă echilibrată. Și recomandările în momentul de față sunt structurate, odată, din punct de vedere al prevenției,
Da, există o dietă care spunem noi că ar preveni apariția bolilor inflamatorii intestinale, dar aceasta este o dietă, cum să spun, bogată în omega-3, o dietă echilibrată, o dieta mediteraneană. Vorbim de persoane, de prevenție, de posibilă prevenție. După care avem structurate indicații pentru forma puseu acut al bolii, activarea bolii. Și aici trebuie să separăm boala Crohn de colita ulcerativă, pentru că pacienții care au boală Crohn sunt predispuși în special la deficite de micronutrienți din cauza afectării mult mai intense la nivelul tubului digestiv și mai ales a intestinului subțire, locul în care are loc absorbția vitaminelor și mineralelor. Iar după și în acest caz avem indicații generale pentru toți pacienții. Și aș vrea să spun că de multe ori aud întreaga, domne, ar trebui să mănânc mai mult, ar trebui să mănânc mai puțin. În principal, pacientul cu boală inflamatorie intestinală nu are un necesar energetic mai mare decât al pacienților fără o astfel de afecțiune. Ce ar trebui spus? Că în situația în care este o fază acută, ar trebui să existe un aport crescut de proteine, adică să mergem până la 1,5 grame pe kilogram corp de proteină față de pacienții în remisiune, unde aportul proteic trebuie să fie la fel ca și la o persoană fără afectare digestivă, undeva în jur de 1 gram pe kilogram corp. Aceasta ar fi o diferență. Pacienții în activarea bolii ar trebui să aibă un aport proteic mai mare față de persoanele normale. În rest, și după aceea, bineînțeles, există indicațiile pentru preoperator, postoperator, dar asta este strict în acea situație, și indicațiile pentru boala în remisiune, unde ne dorim ca treptat să ajungem la o dietă cât se poate de apropiată de normal. Și trebuie spus că această întrebare m-a mai întâlnit de multe ori, dieta nu produce activarea bolii. O dietă, să zic, neechilibrată. Deci dieta nu produce activarea bolii, dieta produce simptome, dar nu activarea bolii. Însă, cred că ar trebui subliniat, nu dieta activează, conduce la o activare a bolii. Aceasta chiar cred că e una dintre întrebările care se regăsesc în planul nostru de discuții. Mai, de fapt, acolo vor să ajungă pacienții. Dacă mănânc un anumit aliment, intru în remisiune, sau dacă mănânc un alt aliment, se acutizează boala? Nu, răspunsul este boala nu se acutizează ca urmare a dietei, doar pot să apară un disconfort. Poate să conducă la un disconfort. Informațiile noastre sunt foarte încurajatoare, deși ați văzut că întrebările, exact cum spune, sunt destul de țintite pe deficit, pe grupe alimentare, pe dacă mănânc mai mult, mai puțin, mese mai, eu știu, cantități mari. Ca o regulă, ar trebui să mâncăm puțin și des. Ar trebui ca un pacient să aibă 5-6 mese echilibrate, adică nu prânzul să fie mai bogat, 3 feluri, felul 1, felul 2 desert și o gustare foarte mică sau poate să nu existe. Adică ar trebui să împărțim necesarul energetic în 5-6 mese echilibrate. Este foarte important volumul pe care îl consumăm la o masă să nu fie foarte, foarte mare, ca să nu forțăm organismul digestia. Deci, mese mici regulate. La 3 ore să mâncăm câte ceva. Deci, ideea este că un pacient cu boală inflamatorie intestinală poate să aibă o dietă apropiată de cea normală. Adică În remisiune. Poate să aibă o dietă apropiată de a normalului, dar având grijă că în momentul în care trec din perioada acută spre remisiune, în momentul în care introduc alimentele, să le introduc pe rând. Pentru că trebuie și să las câteva zile pentru fiecare aliment să văd conduce la apariția unei simptomatologii sau nu.
care cantitate din alimentul respectiv conduce sau nu la apariția simptomatologiei, că poate un aliment să nu îmi provoace balonare, modificarea tranzitului într-o anumită cantitate. Deci trebuie să am grijă să introduc pe rând. Și rolul jurnalului alimentar, acesta este de a identifica alimentul care poate să îmi provoace un disconfort digestiv. Deci înțeleg eu de la dumneavoastră este că nu este așa o formulă minune aplicabilă tuturor pacienților cu boli inflamatorii intestinale și că practic noi ne putem ajuta testând alimentele, ținându-ne această monitorizare în baza unui jurnal, notându-ne ce efecte observăm, așa încât să știm dacă putem să introducem, să creștem cantitatea sau să eliminăm alimentul respectiv. Cred că aceasta ar fi o concluzie? Da, da. Dacă am înțeles corect? Da, da, da. Foarte important pentru fiecare pacient să aibă jurnalul alimentar. Ok. Cu siguranță toți cei care sunt acum conectați așteaptă lista de întrebări pe care ni le-au trimis ca să-și regăsească cumva răspunsul și de aceea, dacă ne dați voi, chiar o să trecem la planul nostru de întrebări, asigurându-i pe cei care ne ascultă că în cazul în care nu vom avea timp să parcurgem întrebările, avem permisiunea domnului doctor de a îi trimite întrebările și a primi răspunsul scris. Toate acestea se vor regăsi în curând pe site-ul ASPIR, într-o secțiune informații pentru pacienți, unde vor fi structurate mult mai ușor de citit, de monitorizat, această secțiune cu informații pentru pacienți fiind acum chiar în lucru. Deci, dacă nu avem timp, răspunsurile le veți găsi pe site la secțiunea informații pentru pacienți, precum și pe pagina de Facebook, le vom posta treptat. Haideți să trecem la întrebările pe care le-am primit. Destul de multe. Și prima întrebare sună așa. Tratamentele cu azatioprine, cu cinceasa, care sunt de obicei folosite în bolile inflamatorii intestinale, sunt cunoscute ca fiind consumatoare de acid folic. Și de aceea pacienții întreabă cum ne-am putea asigura acest necesar prin alimentație, de vreme ce tratamentul, iată, este un consumator de acid folic? În cazul pacienților cu boli inflamatorii intestinale, este cunoscut faptul că atât acidul folic cât și vitamina B12 sunt pe lista de micronutrienți cu deficit, mai ales la pacienții cu boală Crohn, din cauza tulburărilor de absorpție la nivelul intestinului subțire, cât și în faza acută posibil la lipsei apetitului, aportul scăzut. Cunoaștem rolul acidului folic, atât la nivelul sistemului nervos, la nivelul influențează nivelul de homocisteină și indirect riscul de ateroscleroză, rolul în sistemul imun. Deci acidul folic este vital pentru organism. Dintre alimentele care sunt bogate în acid folic, avem și alimentele care teoretic, din cauza conținutului crescut de fibre, produc de multe ori disconfort. Și aici mă refer la leguminoase, năut, fasole uscată, soia. Dintre legume ar fi sparanghelul, anghinarea, ar fi după aceea avocado, banana, ficatul de vițel, sunt alimente cu un conținut crescut de acid folic. Nu știu dacă prin dieta reușim să aducem aportul necesar de 400 micrograme. Acesta este aportul necesar pentru o persoană adultă zilnic. Bineînțeles, acidul folic, folații vor trebui urmăriți periodic și determinați să vedem dacă există deficit sau nu. Și încă un element, acidul folic e produsul de sinteză. În alimente se găsesc folații. Și pentru a putea fi prelucrat de către organism, acidul folic suferă anumite modificări în momentul după absorpție. De aceea, eu aș recomanda în cazul acestor pacienți, pe lângă aportul de alimente, în primă fază și supliment de acid folic. După care, văzând și făcând, pentru că dacă reușesc să-mi construiesc o dietă astfel încât din alimente
să obțin aportul necesar zilnic, atunci pot să mă retrag cu suplimentul. Dar la început aș recomanda și supliment pentru că să-mi asigure baza de plecare. După care văd cum mă adaptez cu dieta și de aceea este foarte important jurnalul, pentru că de acolo pot să trag concluzia. Pe o săptămână mi-am atins obiectivul sau nu mi l-am atins, pentru că atunci când îmi țin jurnalul alimentar, pe lângă alimentul pe care îl consum, eu trebuie să-mi aproximez și porția. Pentru că porția este foarte importantă, că dacă doar gust, nu obțin rezultatul scontat. Pentru că multe persoane spun, domne, mănânc toate alimentele, dar scad în greutate. Iar în momentul în care țin acest jurnal, constatăm că, de fapt, ei sunt sub necesarul caloric. Deci, în acest jurnal, eu ar trebui să-mi trec cumva și cantitatea, aproximativ. Exact. Da? Plus, exact. Minus. Cât se poate, adică să aproximez prin porții. Dar da. Că avem un cântar în bucătărie, electronic. După ce cântăresc o dată, de două ori, a treia oară știu, pot aproxima porția. Adică este foarte important. Avem de multe ori impresia că mâncăm mult, dar de fapt mâncăm puțin. E valabil și reversul, că am impresia că mănânc puțin, dar de fapt mănânc mult, pentru că trebuie să cântăresc. Cântăresc un măr, cântăresc o bucată de carne prelucrată și îmi dau seama ca și porție. Și după aceea o aproximez. Zic, uite, cât e cât podul palmei sau e cât deget. Da, da. Și pot să, după aceea, și de aici pot să obțin și caloriile pe care le mănânc într-o zi. Să aproximez caloriile. Este un punct de... E un început. Bineînțeles că sunt erori. Și în studiile care își doresc să fie perfecte, cu monitorizări zilnice, cu... Există variații de 10, 20, 30%, dar e un punct de plecare și e foarte important pentru pacient că învață. Pentru fiecare dintre noi e important, învățăm. Și atunci știm cam cum mâncăm, când mâncăm și știm când să ne oprim sau când să mai adăugăm ceva. Acum noi tot așteptăm de la dumneavoastră, sunt convinsă că ați intuit, să ne dați așa o rețetă dimineața, un ou cu nu știu ce broccoli și cu un pahar de ceva și așa, că asta trebuie să-l mănânc eu, un colită sau un curon sau ceva de genul ăsta. De asta spun că este individual, pentru că poate o persoană nu tolerează broccoli sau știu eu, adică n-am și venind cu fiecare încercând, punem. Adică dimineață poate fi un nou la micul dejun, poate fi un pahar de suc de un pahar de lapte de migdale, nu de lapte de vacă, să mai poate fi lapte îmbogățit cu calciu și cu vitamina D și atunci avem un aport suplimentar. Poate fi un la o gustare, poate fi un piure de măr la început, nu mărul. Bineînțeles că mărul îi dăm coaja la o parte ca să îndepărtăm la început fibra, dar poate fi un piure care se și recomandă în perioada de tranziție spre o dietă normală. La prânz, o supă de zarzavaturi, o supă cremă de legume și un fel doi, o bucată de carne de pui sau o bucată de carne de vită, bine fiartă, cu... orez sau cu piure și încercăm sau aducem un piure de broccoli și vedem cum îl tolerăm, un piure de mazăre și vedem cum îl tolerăm, că trebuie să mai variem. După care seara somon cu niște sparanghel. Deci variante găsim. La două, trei fel cu pâine alături pâinea albă, din făină albă la început, adică nu integrală cu fibre. Și după aceea mai putem încerca, putem ovăz la micul dejun să prelucrăm cu ca o budincă, avocado cu ou. Iată, câte alternative ar fi. Da, adică merită încercarea, că trebuie să introducem ce este clar că nu trebuie să intrăm în supermarket și să luăm produsele deja fabricate, pentru că
este un lucru dovedit că produsele care sunt folosite în prelucrare, produsele chimice, sunt dăunătoare. Deci noi trebuie să mâncăm cât mai puțin prelucrat de noi, prelucrat în casă, fără aditivi. Da. Cu cât introducem aditiv în alimentație și toate produsele preambalate din comerț au aditiv, atunci crește riscul de apariția simptomelor. Noi trebuie să ne ferim de aceste alimente. Am intrat în supermarket plecând de la spital, mi-am luat 2 banane. Am înțeles. Erau alimente îmbietoare, dar clar au ele sunt pline de calorii. Dacă ne uităm doar la sosurile care le găsim de cumpărat, o să constatăm că pe lângă faptul că sunt pline de aditiv, au foarte multe calorii. Doar un sos poate să ajungă la 300-400 de calorii. Și atunci când vorbim de malnutriție, înțelegem în special de nutriție, adică scăderea ponderală, deficit de micronutrienți, dar vorbim și de obezitate. Da. Și sunt persoane cu boli inflamatorii intestinale supraponderale obeze. Și întrebarea este cum reușim. E clar că creșterea ponderală are un impact negativ asupra oricărei boli cronice și atunci acea persoană trebuie să și slăbească, dar să și asigure aportul de nutrienți. Mulțumim, domnule doctor. Cumva am anticipat parțial și întrebarea a doua, pentru că vorbeam tot despre un deficit, ați amintit de vitamina B12. Întrebarea este de la un pacient cu ileită și întreabă cum și-ar putea asigura acest necesar de vitamina B12, dat fiind faptul că nu poate mânca fructe, legume crude. Categorii. Și atunci va trebui să aibă un aport de proteină animală zilnic, văzut dacă reușește să tolereze iaurtul grecesc, de exemplu, care are un conținut mai mare în proteină față de celelalte iaurturi. Și, bineînțeles, că aici se pune problema urmăririi concentrației de vitamina B12. Dacă există deficitul, până la urmă, singura recomandare în momentul de față este administrare parenterală. Deci o injecție 1000 de micrograme pe lună. Atâta timp cât există deficitul. Dacă reușim și nu există, putem să ne retragem. Văzând, bineînțeles că la începutul unei afecțiuni, după o perioadă acută, deficitul e mai mare. La pacienții cu boală Crohn, deficitul e mai mare. Poate în câteva luni acest deficit să fie rezolvat și atunci să rămânem doar cu dieta. Am înțeles. Dacă... Adică eu aș merge, cum am zis, la pacienții care acum sunt în remisiune, la început, aș recomanda suplimentele. Dacă pacientul este în remisiune de câteva luni, are o stare foarte bună, a început să introducă alimente, își verifică măcar la 6 luni, 6-12 luni concentrația de vitamina B12, dacă este în limite normale, n-ai de ce să faci, să vii cu un supliment. Da. De la caz la... Okay. Adică, dar atâta timp vitamina B12 se găsește în produsele de origine animală. Și, bineînțeles, aici adăugăm și peștele. Dacă consum de 3 ori pe săptămână pește, am zilnic o masă de carne la prânz, seara, atunci pot să zic că aș atinge necesarul zilnic. Ficat de vițel, iarăși este foarte bun. Pentru că tot legat de vitamina B12, văd că este și următoarea întrebare, dar un pic mai specific aici, fiind vorba de niște valori mai mari ale se mai întâmplă. Nu avem neapărat o explicație aici. În cazul unei proctocolectomii totale. Și întrebarea era dacă există o explicație, dar fiind faptul că vorbim și de proctocolectomie.
Nu, are absorpție, are... Deci nu ar fi ceva îngrijorător. Nu, nu, nu este ceva îngrijorător. E de urmă, adică în această situație nu are ce să facă în plus. Adică urmă... Are ce să facă, dar nici să nu se sperie. Că exact, exact, exact. Să știm, doamna cauză, da. Dacă este alături de noi cumva conectată, e bine să audă. Da. Nu, nu, nu-i de speriat, se urmărește și... Bun, Gianina, dacă este cu noi, am preluat întrebarea și ne întreabă dacă din cauza bolilor inflamatorii intestinale, tot evitând lactatele mai mult timp, ne putem trezi la un moment dat că se instalează o intoleranță la lactate. Nu se instalează. Mulți pacienți cu boală inflamatorie intestinală au o intoleranță la lactoză tranzitorie. Și atunci, în acea perioadă, mai ales pacienții cu boală Crohn, în perioada de acutizare a bolii, prezintă această intoleranță tranzitorie la lactază. Deci, bineînțeles, dacă simți că alimentele care conțin lactoza îți fac rău, te eviți o perioadă de timp, după care, în momentul în care te simți bine, poți să începe a reintroduce, de exemplu, iaurtul, chefir în cantități mici, să vezi dacă le tolerezi. Nu intoleranța apare ca urmare a faptului că o perioadă mare de timp nu consum brânzeturi, lactate. Deci, Gianina, dacă ești cu noi, poți să adresezi întrebarea domnului doctor sau dacă vrei să mai știi ceva în plus legat de acest subiect. Dacă nu, trecem mai departe. Bun. Cineva ne întreabă, un pacient cu ileostomă, deci rezecție totală de colon, dacă sunt recomandate suplimente, ce anume ar trebui? Și o problemă specifică, ce ar fi recomandat pentru a mânca sau dacă este o anumită oră, așa încât peste noapte să nu mai existe eliminări pe traseul stomei, sigur eliminări care duc la treziri, la mers la toaletă. Deci un pacient cu ileostomă, dacă trebuie să consume suplimente, ce anume și dacă se recomandă o cină, deduc eu, și o oră pentru cină ca să nu mai fie eliminări pe timpul nopții. În primul rând, pacienții trebuie să aibă grijă la hidratare. Un lucru foarte important, dincolo de ce mâncăm, hidratarea 2 litri, 2 litri jumate. După care, normal, în această situație, eu mă aștept să existe anumite deficite de micronutrienți. Eu aș recomanda, sigur, ar trebui să fac o evaluare atât a aportului, a concentră calciu, vitamina D, folați, vitamina B12, zinc, magneziu, cam acestea sunt principalele, să zic, deficite. Aș recomanda, în acest caz, un aport zilnic de multivitamine, multiminerale. O pastilă de ca și aport de suplimente. Nu țintit un anumit micronutrient, o multiminerale, multivitamine din comerț zilnic, mai ales cât are aceste pierderi mai bogate. Dacă doamna este cu noi și vrea să mă întrebe și altceva? După care mesele trebuie să fie mici, să nu mănânce mult seara, să evite, bineînțeles, alimentele cu fibre, recomandările generale care se pentru puseul de boală inflamatorie intestinală. Deci, în primul rând, fără fibre. Fără fibre. Deci, fără fibre la masa de seară. Fără fibre și cât se poate și în timpul zilei. Aport totul prelucrat termic, piureuri, supe creme. Și probabil că și acest lucru se reglează tot... În timp. Ar fi important de știu când a avut intervenția. Acum trei luni. Acum trei luni, de asta zic, adică ar trebui cam 5-6 luni, datele spun cam la 5-6 luni de la intervenție încep,
încep lucrurile să intre în normal. Da, da. Deci nu ar trebui să folosesc seara, știu și eu, o pastilă, gen poate debridat sau ceva, astfel încât... Da. N-aș vedea. Dacă e atât, puteți să încercați cu un... Nu, aș lăsa 4-5 luni să treacă, pentru că atunci spun că la 5-6 luni încep lucrurile să intre normal. Am înțeles. Adică atunci poate organismul meu o să înțeleagă că în timpul nopții nu trebuie să mai elimine, că totuși trebuie să dormim noaptea, nu? Exact. Și atunci asta și masa de seară trebuie să fie undeva în jur de ora 7, mai mult cu proteină. Da. E adevărat că nu mai mănânc nimic după ora 7, dar cu toate astea mă trezesc la ora 12, noaptea la ora 3, dimineața cu punga plină. Și am sentimentul că elimin mai mult noaptea, cantitativ vorbind, decât elimin în timpul zilei. Eu zic, să sperăm că timpul va rezolva. Cam la 5-6 luni se va mai regla această problemă. Aș recomanda aportul de micronutrienți și de vitamine, pentru că, sigur, pierdeți. Da. Și în cazul noastră, doamnă fiind, vine și perioada rece, un supliment de vitamina D de 1000 de unități ar fi indicat. Da, înțeles. Iau detrical oricum, iau. Perfect. Da. Mulțumesc mult de tot, domnule. Cu mare drag. Mulțumesc. Vom două întrebări din secțiunea de chat, așa repejor. Pacient cu pancolită în remisiune. De 2 ani nu reușește să asimileze nici măcar un kilogram în plus. Aici este important ce spuneam, pentru că trebuie să avem un punct de plecare, să știm cât e malabsorție și cât este aport caloric. Adică domnului i-aș recomanda să țină acel jurnal, să aibă un punct de plecare, să spună, uite, mănânc 3000 de calorii pe zi sau 2000 de calorii pe zi și nu, dar constant, zilnic, timp de o lună, și în această lună nu am reușit să iau în greutate nici măcar un kilogram. Pentru că poate dânsul s-a obișnuit să mănânce sub necesarul caloric, energetic, și atunci normal că nu e în greutate. Chiar dacă mănânci din toate grupele alimentare. E foarte important jurnalul, e foarte important să vedem când mănâncă. După aceea putem să tragem o concluzie. Adică, sigur, trebuie să aibă un aport zilnic de orez, de cartofi, de paste, de carbohidrați. Pentru că carbohidrații ne îngrașă. Și trebuie Atunci când vrem să ne îngrașăm. Exact. Adică, pentru că, de exemplu, dacă mănânc doar carne și mai iau niște legume, poate și un fruct, nu să mă îngrași. Da. Și când spun vreau să iau în greutate, trebuie să mănânc constant zilnic. Adică dacă astăzi iau orez ca și garnitură la prânz, mâine iau paste, poi mâine îmi fac un piure de cartofi. Adică să fie zilnic. Următoarea întrebare este de la un pacient care este în remisiune de 2 ani, așa ne spune, colită ulcerativă. Înțelegem că se simte bine de vreme ce nu mai are tratament, așa menționează, acum fără tratament, în remisiune. Însă se balonează după mese, nu poate să scape de această balonare și ne întreabă dacă ar fi vreo cauză specifică sau anumite alimente. Întrebarea e destul de... E general. Eu la ce-și mai în primul rând ar fi cât mănâncă la o masă. Adică dacă există o legătură între volumul mesei și disconfortul digestiv de după. Și atunci o primă recomandare ar fi să încerce să mai spațieze mesele. Adică, de fapt, câte mese are pe zi, cât mănâncă la o masă. Pentru că dacă ai 3 mese, poți să împarți cele 3 mese în 5 mese și să observi dacă disconfortul apare. Și acum rămâne pacientul să evalueze dacă există un anumit aliment sau o anumită grupă de alimente care creează acest disconfort. Adică poate ar fi un pas să mă retrag cu anumite alimente și să încep să reintroduc treptat. Adică știu sigur că anumite alimente nu îmi dau disconfort,
mă retrag cu celelalte și la 2-3 zile încep să reintroduc câte un aliment, să văd dacă apare simptomatologie este accentuată de unul dintre acestea. Sau modul de prelucrare. Dacă domnul în cauză este în direct, îl invităm să intervină. Ai un caz concret, uite, am mâncat asta, mi s-a întâmplat asta. Bun. Am înțeles, mulțumesc, ne scrie. Ca atare trecem la următoarea întrebare, că timpul e prețios. Datorită tratamentului cu cortizon, evit alimentele sărate, consumul de sare iodată, cum să-mi asigur necesarul de iod, având în vedere că în boala intestinală este un număr mare de scaune diareice, implicit pierderi de minerale, nutrienți, ceea ce tocmai ne-a spus dumneavoastră. Cât de important este iodul pentru organism și cum ne putem asigura la o valoare optimă în bolile inflamatorii intestinale? Din punct de vedere al iodului, bineînțeles, iodul este extrem de important pentru organism. Dar doar să ne gândim la tiroidă și este suficient. Nu există date că pacienții cu boli inflamatorii intestinale au deficit, pierd iod. Au deficit de iod. Adică dacă aici dânsul, bineînțeles, nu consumă sare iodată și atunci, din start, eu îmi restrâng aportul de iod. Dar pentru o persoană care mănâncă sărat, normal, folosește alimentele, nu apar deficite de iod. Iodul se găsește în pește, în ouă, în alge, nu știu dacă un număr mare de scaune diareice, algele sunt produc disconfort. Dar avem pește, avem curcan, piept de curcan bogat în iod, avem lactate, dacă tolerează, nu știu dacă le tolerează, dar atât timp cât avem un aport constant de carne, pește, eu zic că avem și un aport de iod suficient. Și bineînțeles, fructele de mare sunt bogate în iod, dar nu știu cât le tolerează. Dacă a încercat, făcute la grătar, fără sos, poate fi o variantă. Poate fi o variantă. Da. Dacă doamna în cauză este cu noi, așteptăm întrebările în secțiunea de chat sau chiar în direct. Și mergem mai departe la stimulante sau antioxidanți, pentru că au fost multe întrebări pe care le-am cumulat într-una singură, referitoare la consumul de cafea a pacienții cu boală Crohn sau colită ulcerativă. Pe lângă aceea, cafeaua e citată a produce disconfort la disconfort, adică simptomatologie digestivă la pacienții cu boli inflamatorii intestinale. Deci stimulantele. Da. Așa. Nu sunt recomandate. Dar bineînțeles, dacă ești în remisiune și îți dorești să încerci o cafea, poți să încerci, vezi cum te simți. Apar simptomele sau nu apar simptomele. Ceaiurile, bineînțeles, ceaiurile putem consuma, n-au nicio contraindicație. Nu le consumăm pentru, ca și medicamente, le consumăm pentru plăcerea de a bea un ceai, de a savura de a sta cu prietenii, dar nu ca și medicament. Da, și mai avem tot aici ceva despre cacao, roșcovă, tot în ideea dacă au ceva beneficii. Sau Nu, beneficii n-au, doar dacă vreau eu ca și gust să îl folosesc într-un anumit aliment, îl pun într-o cantitate mică, văd ce se întâmplă. Și efecte secundare nedorite în mod special legate de cacao, de cafea, de roșcovă, trebuie să... Ele pot da disconfort digestiv, dar într-o cantitate mică la o persoană fără remisiune, poate să încerci o cantitate mică la un, știu eu, ce produs, niște fructe făcute la cuptor, ca o budincă, cam pe aici folosești niște roșcove. Opii folosesc în loc de cacao. Da. Da.
E cacao bebelușului, să zicem. Da, pot fi încercat într-o cantitate mică. În cantitate mare pot da disconfort. Deci ăsta este răspunsul, în general, pentru cei care ne-au întrebat despre cacao, cafea, dacă e bine, dacă nu e bine, dacă au efecte nedorite. Și trecem mai departe la o întrebare mai aplicată legat de cum mănâncă un pacient cu boală inflamatorie intestinală, cruciferele, adică varză, conopidă, broccoli, cum ar fi ideal să le preparăm ca să le asimilăm și să le tolerăm. Deci vorbim despre crucifere. Știm că cruciferele sunt citate ca și alimente, având cantitate crescută de fibre pe lista de alimente care pot produce simptome la pacienții cu boli intestinale inflamatorii. Adică pe lista neagră, pe lista de alertă. Dacă vrem să consumăm, bineînțeles că ele trebuiesc prelucrate termic, fierte la cuptor, cât mai, de exemplu, broccoli poate fi făcut sote, poate fi făcut piure, într-o cantitate, începând cu o cantitate mică, varza, la fel, adică încep cu o cantitate mică, vezi ce se întâmplă, ele dau simptome, pot să dea simptome. Consumul de crucifere. Mai puțin. Restul, fiecare, dacă își dorește, încearcă și vede ce se întâmplă. Bine, varza nici n-ai cum. E clar că nu salată de varză. Adică care e făcută la cuptor prelucrat termic. Obligatoriu prelucrat termic. La fel și conopida prelucrată termic. Nu crud. Ăsta ar fi mesajul. Niciun caz crud, prelucrat termic, începând cu o cantitate mică. Mulțumim, repetăm întrebarea. Și neapărat trebuie să fie în remisiune, categoric, de câteva luni. Ok, deci remisiune, nu crude, gătite termic, cam asta ar fi în genere principiul dacă neapărat ne dorim să mâncăm varză sau alte crucifere. Și cantitate mică, mică, aici e foarte important. Cantitate mică, dar încercat în remisiune, nu... Exact. Exact. E ultimul pe listă. Sunt ultimele alimente pe lista când vrem să reintroducem alimente, le folosim ultimele. Am înțeles. Deci le lăsăm la coada listei. Da. Oana ne întreabă dacă este indicat să evităm zahărul în dieta bolilor inflamatorii intestinale. Categorii. Nu numai în dieta bolilor inflamatorii intestinale. Zahărul e bine să-l evităm, fiind acum pe listă, principalul dușman al dietelor echilibrate, să zicem, al nutriției. Cât se poate fără zahăr, nu este nicio problemă. Bun. Următoarea întrebare se referă sau are legătură cu cancerul colonic sau cu riscul de cancer colonic și cineva ne întreba dacă, știind că în bolile inflamatorii intestinale există acest risc pe care trebuie să de care trebuie să fim conștienți, dacă noi, ca pacienți, prin dietă și dacă există alimente care ar putea preveni sau reduce cumva instalarea sau apariția unui cancer colonic. Da. Sunt alimente care ar putea să ne ajute, pe care am putea să le consumăm în scopul ăsta, să fim un pic mai... În primul rând, trebuie să avem un consum crescut de fibre, ceea ce în acest caz nu putem. Cred că asta e și sensul. Exact. Și atunci trebuie să încercăm să ne apropiem de o dietă cât se poate de echilibrat. Adică să avem un consum de o dietă antiinflamatorie, dieta mediteraneană, cât putem să o adaptăm în cazul pacienților cu boală inflamatorie intestinală. Să avem consum un aport de pește măcar de 3 ori pe săptămână. Somon o dată pe săptămână fiind mai gras. Restul, alt pește, păstră, ton, să încercăm să introducem treptat legume în alimentație. Dacă nu crude, măcar prelucrate termic. Dacă, la fel, să încercăm să aducem fructe. Tot cu o cantitate mică, vedem ce tolerăm.
fără coajă, făcute piureuri, să încercăm să avem supe creme de legume și acestea sunt bine tolerate. Să încercăm să evităm produsele, știu eu ce, produse prelucrate din comerț, afumate, mezeluri, să încercăm să aducem un aport de lactate cât ne permite, adică mergem mai mult pe un iaurt, spre un chefir. Să folosim avocado, care este bogat în antioxidanți. Să mâncăm cât mai alimente cât mai făcute în casă, prelucrate în casă, fără aditivi. Cam asta, adică o dietă cât se poate de echilibrată, putem să încercăm niște humus. Prelucrăm termic leguminoasele și atunci sunt mai bine tolerate. Ne urmă decât să facem să consumăm în salată sau altfel, încercăm humus, o cantitate 30-50 de grame. Și atunci am avea o dietă mediteraneană care e cea, dieta dovedită a preveni apariția... În general. Exact, exact, în general. Da. Și legat, când ne întoarcem un pic la subiectul zahăr, cineva ne întreabă dacă ar fi de preferat îndulcitorii alimentari să înlocuiască zahărul la nevoie. Vedeți și aici cu îndulcitorii, în cazul pacienților cu boli inflamatorii intestinale, sunt poliolii care de multe ori conduc la, intră în structura, în alcătuirea îndulcitorilor și pot duce la diaree. Mai curând zaharină sau astea mai ca și îndulcitori, dar nici îndulcitorii nu sunt. Bineînțeles, dacă vreau neapărat să consum un produs, o plăcintă sau știu eu la ce dorește dânsul să pună îndulcitori, și o linguriță de zahăr pe zi nu e o tragedie, dar vorbim de 2-3 sucuri, în niciun caz sucuri, în niciun caz chiar pentru că astea, sucurile naturale făcute în casă, trebuie diluate. Sucul de citrice, de, pentru că odată apare disconfortul și doi sunt plin de fructoză. Deci, ideea următoarea, poți să folosești și o lingură de zahăr, poți să folosești și îndulcitor în cantitate limitată. Cineva ne întreabă dacă imunitatea unui organism poate fi influențată prin vreo dietă anume. Cumva, la începutul discuției ne-ați făcut niște mențiuni legate de acest lucru, pentru că ne întreabă dacă nerespectarea unei diete poate influența evoluția bolii. Știu că ați precizat asta la început. Sau e vorba doar de disconfortul sau confortul pe care îl resimțim? Dieta nu îmi influențează evoluția bolii. Dieta îmi influențează confortul, disconfortul pe care îl resimte pacientul. Iar din punct de vedere al imunității, la fel. O dietă cât mai echilibrată și să urmărim deficitele, măcar anual. Pentru că dacă sunt deficite de vitamina B12, de fier, pentru că până la urmă deficitul de fier e cel mai întâlnit la acești pacienți și de multe ori cei cu anemie au nevoie de administrare periodică de fier parenteral, este cea care aportul de zinc, de magneziu, sunt foarte importante, și dar acestea pot fi obținute printr-o dietă echilibrată. Și dacă există un deficit marcat, vin cu suplimente pe o perioadă de timp. Cred că aceeași doamnă ne întreabă acum și în secțiunea de cea, dacă nu greșesc, dacă ar fi recomandat la bolile inflamatorii intestinale să avem în vedere o dietă fără gluten. Acum rămâne să ne spună doamna dacă vorbim despre o intoleranță la gluten sau doar așa că preventiv. Dieta fără gluten e ca o modă. Pentru că un număr foarte mic de pacienți, pacienții cu boală celiacă, au nevoie clar să mănânce, să aibă o dietă fără gluten. Restul,
dieta fără gluten o folosim strict dacă constatăm că pe o perioadă îmi provoacă un disconfort, dar asta este foarte greu de dovedit. Pentru că acum e o modă. Nu folosesc dieta fără gluten să scad în greutate, nu folosesc dieta fără gluten să cresc imunitatea, nu folosesc dieta fără gluten ca un panaceu universal, cum de multe ori s-a lansat această idee. Pentru că de multe ori o dietă fără gluten care este construită prost, de fapt, va conduce la creștere în greutate, deficite de micronutrienți extrem de importante. Adică trebuie să am foarte mare grijă la dieta fără gluten. Pentru că mai este o posibilitate și s-a lansat la fel, dar vorbim de pacienții cu sindrom de colon iritabil, care folosesc dieta FODMAP pe un interval scurt de timp, care îndepărtează carbohidrații fermentabili din alimentație și după aceea încep să reintroducă treptat după 6-8 săptămâni. Pentru că de multe ori pacienții cu boală inflamatorie intestinală, și aici putem să ne gândim și la domnul care avea disconfortul acela digestiv, deși era în remisiune, mulți pacienți au ambele afecțiuni. Adică sindromul de colon iritabil, care este cea mai frecventă boală din sfera digestivă, se poate suprapune cu boala inflamatorie intestinală. Și atunci trebuie să ne gândim să vedem care este dieta optimă. Dar, încă o dată, eu nu recomand dieta fără gluten așa doar că am citit, că cred că face bine. Adică s-ar putea, încerc să... Dar această dietă trebuie ținută strict sub urmărirea unui specialist. Adică, pentru că trebuie să știi de unde pleci și unde ajungi. Dacă mai e ceva, Gianina, de întrebat? Dacă nu, înțeleg că mesajul este, dacă nu e cazul, nu ne apucăm să mâncăm fără gluten. Bine. Bun. Următoarea întrebare, domnule doctor, se referă la zinc. Pentru că am auzit noi că zincul ar ajuta, ar favoriza vindecarea ulceraților mucoase intestinale. Atunci, sigur că noi, toți pacienții cu boli inflamatorii intestinale, ne întrebăm care ar fi alimentele alea cu zinc să le mâncăm și cât mai multe ca să reparăm mucoasa intestinală mai repede. Ce ne spuneți în legătură cu subiectul acesta? Nu există recomandări clare privind zincul. Există studii. Zincul are extrem de multe roluri în organism, atât la nivel... în ceea ce privește imunitatea, dezvoltarea, la nivel sistem nervos central, la nivel de reproducere. Nu există date la om care să arate că zincul ajută la vindecarea ulceraților. Există studii care arată că deficitul de zinc se asociază cu creșterea ratei complicațiilor. Și în același timp, la persoanele care își rezolvă acest deficit, rata complicațiilor scade. Există date în ceea ce privește vindecarea ulceraților la animale. Sunt studii experimentale, deci ceva s-ar putea să fie, dar nu avem de unde să știm, dar un lucru este cert că trebuie un aport de zinc normal, adică cât 8 mg pe zi la femei, 11 mg la bărbați, trebuie să avem grijă la aportul de zinc și dacă nu asigurăm un aport de zinc normal, să apelăm la suplimente. Dozarea zincului ne orientează. Se poate face, ne orientează. Și, bineînțeles, zincul se găsește în special în produsele de natură animală, în carnea de pui, carnea roșie, în fructele de mare, pește, somon și în lactate, ou, sunt legume și fructe care sunt, dar în principal în partea de animală se găsește și pește. Mulțumim! Trece timpul foarte repede. Suntem cam pe ultimele minute. O să încercăm să mai luăm o întrebare, două.
până la finalul acestei ore. Toată lumea m-a auzit de dieta astronauților în boala Crohn și evident că ne și întrebăm, ok, în ce constă dieta asta? E bine să o respectăm, să o abordăm? Ce înseamnă, domnule doctor, dieta astronauților în boala Crohn? Păi, acum sunt numeroase diete cu ghilimele puse. E mai mult o dietă hiperproteică folosită de multe ori la scădere în greutate. Adică nu e ceva... O rețetă minune. Nu este și chiar nu o recomand aici. Nu. Deci o dietă hiperproteică cu legume, cu aport de fibre, ceea ce trebuie să judecăm, să punem în balanță, nu aduce nimic. Așa, cred că în felul ăsta o să reușim să parcurgem întreaga agendă, pentru că următoarea întrebare sună în felul următor. În timpul puselor de boală și în urma evitării consumului de hrană și lichide, cred că am vorbit noi la început, mulți pacienți cu boală activă Crohn dezvoltă deficit de vitamine minerale. Referitor la fructe, ca sursă de vitamine, ce ar fi recomandat și ce formă trebuie consumate? Deja cred că... Păi cred că am și răspuns. Am tot povestit pe subiectul acesta de la începutul sesiunii. Fără coajă, prelucrate termic, după care reintroduse treptat, în stare crudă, în funcție de tolerabilitate. Deci, ideea este că trebuie să prelucrate termic. Prelucrate termic și... Piurele, copt, mărul copt fără coajă, și după care banana, bineînțeles, o putem consuma, putem să facem, să începem să facem sucuri diluate cu apă, și curaj și în a încerca... De a încerca cât mai multe. Da. Prune, nu struguri, pentru că au fibre. Cam astea ar fi jos. Prunele, strugurii, restul, zmeura, mai jos, murele, pentru că au semințe. Poate cu ajutorul dumneavoastră, când vom ajunge să completăm secțiunea de informații pentru pacienți, dacă ne veți putea sprijini, chiar vom posta, să zicem, un tabel cu fructele astea de preferat, altele care sunt la coada. Exact, de asta, adică făcute, puse și da. Altfel când le ai pe un tabel, vezi și pe urmă încerci, adică s-ar putea să sunt persoane care au intoleranță la fructe din gama de sus, să zic. Da. Văzând și făcând, dar până nu încerci, n-ai de unde să știi. Mai le prelucrezi, mai faci un smoothie dimineața, mai pui din... Încerci cu ceva proteină, amesteia, ca să variem. Bună seara, putem consuma miere, produse apicole, ne întreabă Ofelia. Mierea are multă fructoză, adică mă aștept ca la un consum crescut de miere să apară simptomatologia digestivă. În cantitate limitată, ocazional. Deci, ocazional. Și ultima întrebare, domnule doctor. În cazul sindromului de intestin scurt, este nevoie de o dietă anume, să recomande ceva specific, așa încât să ne asigurăm totuși o nutriție cât mai apropiată de necesarul normal? Sau este un subiect mai complex? Bineînțeles, acum e individuală poveste, dieta, dar bineînțeles trebuie să fie, mesele să fie, să mâncăm puțin și des. E foarte important la sindromul de intestin scurt și bineînțeles dacă aici, dacă trebuie să am o cantitate limitată, nu o să încep cu supa. Pentru că supa îmi dă volum. Și atunci, dacă vreau să-mi asigur un aport energetic, o să încep cu o bucată de carne, cu o garnitură. Și eventual, supa o să o folosesc ca o gustare. Nu două feluri de mâncare. Da, probabil că și pe subiectul acesta o să facem pe site o secțiune separată sau niște referiri separate, pentru că primim din ce în ce mai des întrebări legate de sindromul intestinului scurt, poate și ca urmare a intervențiilor chirurgicale, exact. Eu știu, rezecțiilor pe anumite segmente. Da. Se cam termină și ora noastră de sesiune, dar am cam parcurs
și întrebările pe care le pregătiseam pentru această seară. N-avem decât să vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Dacă dintre cei care sunt acum conectați vor să mai știe ceva sau vor să, nu știu, să caute pe domnul doctor în alte condiții, unde v-ar putea găsi domnule doctor? La Spitalul Clinic Olentina, cu programare, vorbit, prin centrală, nicio problemă. Deci oricine ar fi interesat sau o discuție individuală pe jurnal, pe jurnalul acela pe care i-am spus să ne-l facem, își poate face o programare pentru o discuție personală. Am vrut să fac această precizare pentru că, repet, multe dintre întrebările din agenda noastră au fost puțin prelucrate la modul general și poate n-au respectat fix întrebarea pacientului respectiv. Și mesajul este că pentru întrebări foarte personale sau, eu știu, legate, corelate cu terapie, atunci se impune o discuție personală, o analiză, o evaluare și ce interesați vă pot găsi la Spitalul Olentina. Am terminat sesiunea de astăzi seară. O să vă așteptăm să ne urmăriți și pe site, pe Facebook. Aceasta va fi înregistrată și postată în scurt timp. În 30 septembrie ne întâlnim pe un alt subiect pentru pacienții tineri legat de sarcină, fertilitate și alăptare la pacientele cu boli inflamatorii intestinale, dar și la pacienți, pentru că vom aborda și subiectul fertilitate la bărbați. Deci rămâneți în continuare conectați. Încă o dată mulțumiri, domnule doctor. Sper să ne revedem și în formula clasică de forumuri în Spitalul Clinic Olentina, poate la anul. Exact. Mă speram că veți mai fi disponibil, am fi onorat să vă mai avem lângă noi la începutul anului viitor, să zicem. Și dacă ne permiteți, vom reveni și cu întrebări, cu răspunsuri în scris. Da, sigur, sigur. Vă mulțumesc mult de tot și a fost o mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră și de pacienții cu boli inflamatorii intestinale. Mulțumesc frumos, domnule doctor. Rămâna. Și vă doresc o seară bună tuturor și să ne repetăm cu bine. Seară bună! Seară bună! Seară bună! Seară bună! La revedere! La revedere tuturor!